Cine dă lui își dă, cine face lui își face. Într-un sat un biet moșneam, cârpovit de vremuri grele, își făcuse un bordei din pământ și din nuiel. Chiar la marginea pădurii, la tulpina unui fat, unde soarele lucește și păsări cântă cu drag. Fără nicio mângâiere, fără niciun ajutor, rezemat în niște cârje, sprijinea al său picior. Și din când în când cu jale, către sat pornea sărmanul, fără a-și mai schimba măcar sacul, cârja sau sumanul. Îl știa de mult tot satul și la orice sărbătoare, cei cu inima miloasă îi dădeau pentru mâncare. Atunci el cu vocea-i slabă le spunea plecând în pace, cine dă, lui își dă, cine face, lui își face. An cu an trecură iute, mulți înaintea lui muriră, pe el harul și iubirea Domnul își sprijiniră. Când și când răsună șatul de zicala lui Blajină și la foarte cu mâncare, iese câte gospodină. Cercetorul și-a darul și din gură el nu tace. Cine dă, lui își dă, cine face, lui își face. Într-o zi o gospodină, din zisa cetate, egoistă, fără milă, lipsită de calitate, se gândi cum să mulțească glasul acestui cerșetor, ce cerșea de atâta vreme pe la poarta tuturor. Repede frământ o pâine din făina cea mai albă, îi pune o travă în mijloc, apoi o coace în tavă. Și când vine cerșetorul, inima ei tresaltă, că de acum nu o să mai treacă cerșetorul pe la poartă. Cerșetorul îi s-a darul privindu-l cu bucurie, fiind așa frumoasă pâinea, se gândește să o mai ție. Își repeta apoi zicala ce atât de mult îi place. Cine dă, lui își dă, cine face, lui își face. După ce colindă satul, se întoarce la bordei. Obosit se odihnește pe un scăunel de dei. Nici nu se așează bine la bordei, iată că apare un fecior voinic din sat, venit de la vânătoare. Obosit și rupt de foame, după el avea un câine, rătăcise prin pădure, fără niciun pic de pâine. Ajuns la bordei, la moșul îl întreabă cu mâncare. Moșule, de nu te șupezi, n-ai ceva de mâncare? Cum să nu răspunde moșul? Chiar am venit din sat și chiar mama dumitale o pâine albă mi-a dat. Ia-o, taie și mănâncă, potelește-ți foamea în pace. Cine dă, lui își dă, cine face, lui își face. După ce mângă feciorul, mulțumit plecă spre sat, fără a bănui misterul ce mai târziu s-a întâmplat. Ajuns acasă vine, mama îl îmbrățișează, se dezbracă și voioși, ei la masă se așează. Sarecan ce pat băiatul se ridică de la masă, rău mi-e rău să-l vârcolește, se răstogolea prin casă. Mama lui se îngrolește, el privește disperat. Cum? Ce ai? Întreabă mama. Spune-mi iute, ce ai mâncat? N-am mâncat, răspunse fiul, decât pâinea cea frumoasă, ce-ai dat-o la cerșetor astăzi când a fost pe acasă. Un fior de groază gruntă, mamei inima îi cuprinde. Fiul ei își dă suflarea și face-i se întinde. Disperată se arunca peste a fiului ei față și cu mâna tremurândă după gâtul și agață. Acum își privește fapta, corpul lui se răcește. Iată cum acel din ceruri orice faptă răsplătește. În urechii sună glasul, moșul lui trecând în pace. Cine dă, lui își dă, cine face, lui își face. Amin. Amin.